Voleibaliștii de la SCMU Craiova vor juca primul meci al anului cu una dintre cele mai puternice echipe din Europa, Trentino. Albaștrii vor întâlni gruparea italiană marți de la ora 17:30 în prima manșă a sferturilor de finală a Cupei CEV. Antrenorul Dănuț Pascu îi asigură pe fanii care vor veni la sala polivalentă că vor vedea un meci spectaculos. Încercăm să ne pregătim cât mai bine. Jucătorii mei sunt nerăbdători să înceapă jocul. Suntem într-o stare bună, nu avem accidentări, așteptăm cu nerăbdare meciul și sper să facem, să ne ridicăm la valoarea adversarului, să facem un joc bun, să creăm spectacol în sală și să mulțumim suporterii care sper să vină în număr cât mai mare la polivalentă. Palmaresul echipei care va veni la Craiova este unul cu adevărat impresionant. Trentino la ora actuală este pe primul loc în campionatul Italiei. Campionatul Italiei, trebuie să menționez că este unul dintre cele mai puternic, cred că este cel mai puternic din Europa, la bătaie cu cel din Polonia și din Rusia. Sunt pe primul loc, în 13 meciuri nu au pierdut decât un singur joc, iar sâmbătă și duminică, deci înainte de meciul nostru, ei vor juca semifinală de Cupa Italiei și mai mult ca sigur vor juca și finala Cupei. Deci sunt o echipă care au în palmares 3 cupe, 3 Champions League câștigate la rând. Eu vorbesc de palmaresul în ultimii 10 ani. Au de 3 sau de 4 ori au câștigat campionatul mondial al cluburilor, au 3 titluri de campioni naționali, Cupa Italiei, Supercupa, deci sunt o echipă super titrată. SCMU Craiova a jucat astăzi de la ora 17:30 un amical cu sârbii de la Ribnița Craljevo, formație pe care o va întâlni și mâine de la ora 12:30 în sala polivalentă din Bănie. Ciprian Ogarcă, marele câștigător al concursului Masterchef de la ProTV din acest an, este un mare fan al echipei de fotbal CS Universitatea Craiova. Tânărul susține că înainte de fiecare probă asculta imnul echipei îndrăgite pentru a prinde curaj. Înainte de fiecare probă ascultam imnul Universității Craiova, era imnul cu care plecam la luptă și de fiecare dată tratam fiecare probă ca pe o finală. La finalul fiecarei probe mă întăream cu îndemnul Hai Craiova, parcă îmi dădea așa aripi să trec mai departe, mai ales în finală, când a fost un moment mai greu pentru mine, a declarat Ogarcă pentru site-ul oficial al grupării din Bănie. Specialistul în artă culinară estimează că CS Universitatea Craiova va câștiga primul trofeu în 2 ani. Sunt mândru că în sfârșit, după atâția ani de absența fotbalului în Craiova, avem un proiect serios și rezultatele au început să apară. Deja suntem neînvinși de 11 etape. Dacă va merge tot așa, în maxim 2 ani primul trofeu va veni în Bănie. Cel puțin Cupa României, dacă nu și campionatul, vor ajunge la Craiova. Mai repede decât se așteaptă oricine, mai ales că 2 ani am stat fără fotbal și chiar a fost greu. Ciprian Ogarcă a mai precizat că i-ar plăcea să devină bucătarul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova.